oameni din Ucraina au murit în război, el a spus că mai puțin decât turci au murit la cutremur. Hai și la noi în țară, PSD vrea ca guvernul să oprească importurile de cereale și alimente din Ucraina ca să-i protejeze pe fermierii români. Dar consider că trebuie să ajutăm în continuare Ucraina să trimită produse către alte țări. Iar peste Prut, o delegație rusă a fost trimisă acasă de autoritățile din Republica Moldova. Guvernatorul regiunii Tatarstan din Rusia a venit să se susțină un candidat pro-rus din regiunea semi-autonomă Găgăuzia, dar nici măcar nu a fost lăsat să părăsească avionul aterizat la Chișinău. În replică, oficialii ruși au spus că este încă un pas neprietenos al Moldovei față de Rusia. Neprietenos, Mihaela, noi trebuie să fim aici prietenoși, da? Dar suntem foarte prieteni. Se pare că nu mai sunt prieteni ușurel cu dolarul american. Bloomberg, în urmă cu 2 săptămâni, spunea despre yuanul chinez, care a devenit cea mai tranzacționată valută din Rusia în februarie, pentru prima dată a depășit dolarul american. La fel, China și Brazilia au... Tranzacții uriașe acolo. Nu, da, contează. La fel, în Brazilia și China... au ajuns la o înțelegere, un acord comercial, să dea la o parte dolarul american și să se facă între yuan și real, să nu mai fie convertit la dolar american. Ușurel, dolarul american pierde teren și tremură puțin așa. O pierde teren, ai vorbit de real, pierde teren cum o să pierde real teren cu echipele mici din Spania. Adică, ok, nu va mai avea 90% din, să spunem, circulația internațională, dar în comerț va avea 75%. Asta este o problemă totuși mică. Ea contează cumva, dar nu schimbă pozițiile. Asta e foarte important. Și apropo de asta cu pică dolarul, îți dau un exercițiu, da, acum așa, vacanță de Paște, dacă vrei. Intră pe Google și dă în ce limbă vrei tu, dolarul a murit. Și o să vezi că în fiecare an apar tot mai multe studii, articole, că vai, de ce e slab dolarul. Și apar asta de ani și ani de zile și dolarul stă... Da, da, de ani și ani de zile nu prea a fost război pe aici, prin jur. Cum a fost război? America a fost numai departe de acolo. Mai mult sau puțin, dacă tu vrei să-mi compari ce se întâmplă în Ucraina cu ce s-a întâmplat în Afganistan, da. Spun că nu e comparabil. În Irak? Nu e comparabil cu ce s-a întâmplat acum în Ucraina, pentru că acum toți ochii sunt aici, în Irak și în Afganistan, nu erau și ochii Uniunii Europene acolo, da? Aici sunt toți ochii și foarte mult se consumă aici în zonă, plus că Xi Jinping a răsărit ca ghiocelul primăvara, din ce în ce capătă mai multă forță. Chiar am văzut, mă rog, acum nu știu cât de... Soarea de cireș, da? Cât de adevărat este că este informația din presa rusă, cum că acum se află în Moscova, ministrul chinez al apărării, și discută despre consolidarea dintre armata rusă și armata chineză, pentru a demonstra că, da, chinezul merge pe mâna, sau cu Rusia cot la cot, nu neapărat pe mâna Rusiei. Acolo cumva este de impact că este a doua vizită importantă, foarte importantă, de un rang foarte înalt între Putin și un oficial chinez. Ia uite, ministrul de externe, președintele, cum a fost Xi, astea sunt problemele. Sunt oameni puternici și de asta zic că nu mai este ca până acum cu dolarul care scade la fel cum scad, nu știu, și criptomonedele sau cum se întâmplă și cu fluctuația euro. Nu, aici este mai mult de atât. Vom vedea. Bun, este militar, eu militar vreau să discut cu Balaj, prietenul meu de la Budapesta. Balaj, vreau să atingem declarația lui Peter Szijjártó, ministrul de externe al Ungariei, care a spus că NATO se află într-o bulă și nu prea înțelege cum merg lucrurile, dar din fericire există viață și în afara acestei bule. Sigur că este și viața de care vorbește acum Mihaela, întâlnire dintre ruși și chinezi, dintre brazilieni și chinezi. Care mai este fericirea în conflictul ăsta? Dacă spune Peter Szijjártó că poate să din fericire există și altceva. Eu interpretez un pic altfel din perspectiva declarațiilor pe care le-au făcut și Szijjártó și Orban săptămânile și lunile trecute, când au spus de fiecare dată, cum să spun, ei au niște toposuri așa, pe care le aruncă în spațiul public și prin care ei tematizează un discurs. Deci, până în câteva luni a fost Soros, după aia câteva luni a fost LGBT. Acum e războiul, da?
un război în care, evident, orice normal vrea pacea, da? Să se termine naibii războiul ăsta, mai ales că e în apropierea noastră și a României și a Ungariei. Ce spui, pentru că ultima oară când a spus, stai să zic, când a spus ministrul apărării din România că vrea pacea, a plătit cu postul, da? Și Zelenski i-a arătat degetul. Asta da, mare grijă. Măi, nu te păi stai puțin, că între pace și pace e o diferență, da? Deci depinde cu ce condiții se ajunge la această pace. Dar, cum se spune, asta cu bula e la fel un topos care se leagă de pace. Asta că da, că Ungaria, în speță Orban și Szijjártó, sunt singurii care vor pacea. Toți ceilalți vor război. De ce vor război? Pentru că livrează sprijin material și militar Ucrainei. Ce spune Orban și Szijjártó? Că în momentul în care acest sprijin s-ar termina, s-ar încheia, s-ar tăia pe către Ucraina și războiul s-ar termina. Dar cum s-ar termina? Evident, Rusia ar fi masivă acolo cu toate...